Evenimentul din 16 septembrie a adunat peste 200 de participanți la cursele de semi-maraton, cross și populară și 69 de copii la cursa copiilor. Printre participanți s-au aflat și nume cunoscute ale sportului de profil sucevean, precum Andrei Gafița, Ciprian Calancea, Cătălin Tocilă, Constantin Lucuțar. Scopul maratonului cetății Suceava este în primul rând caritabil, acela de a strânge fonduri pentru achiziționarea unui echipament pentru unul dintre spitalele din județul Suceava. În cadrul campaniei noastre Un gest pentru o viață, campanie despre care sucevenii știu deja de 5 ani de zile, campanie prin care noi dotăm cu echipamente pentru copiii născuți prematur și pentru reducerea mortalității infantile. Asta este primul scop. Al doilea scop este acela de a promova mișcarea, pentru că avem 4 curse, semi-maraton pentru cei care aleargă și putem spune că sunt la categoria profesioniști, cross-ul pentru cei care aleargă în mod frecvent, da, de 11 km, cursa populară de 4 km pentru cei care vor să sprijine și pot face și o plimbare și cross-ul copiilor de 800 de metri. Al treilea motiv sau al treilea obiectiv este acela de a promova Suceava, de a promova cetatea Sucevei, pentru că la competiții de acest gen, așa cum s-a întâmplat și aici, vin oameni din toată țara. La nivelul întregii țări sunt zeci de competiții de acest fel. Sunt competiții la care participă și sportivi și oameni care vor să sprijine manifestări de acest gen. Am văzut că ați avut și sportivi de performanță printre cei care au participat. Da, sunt sportivi de performanță, sunt oameni care s-au alăturat cauzei noastre, sunt oameni care încurajează pe orice cetățean să participe la evenimente de acest fel. Startul competițiilor a fost dat de Petru Bodârlău, costumat în Ștefan cel Mare. Premierea a fost făcută de Cristina Casandra, alături de Ștefan cel Mare. Cât vă propuneți să alergați? Semi-maratonul. Pentru ce alergați? Pentru salvați copiii. De ce v-ați apucat de acest sport? Pentru că e un hobby mai de mic, e sănătate, de toate într-un tot. Aveți un record personal? Am 3 ore jumătate în București, 42 de kilometri. Valoarea totală a donațiilor făcute de participanți este de 6.883 de lei. Rezultatele competiției pot fi văzute pe www.cronometrajonline.ro/mcs/. Organizația Salvați Copiii România derulează programul Fiecare Copil Contează, destinat reducerii mortalității infantile. Țara noastră are una dintre cele mai sumbre statistici privind mortalitatea infantilă în Europa, o rată de 7,6 la 1.000 de nou născuți vii în 2015, cauza principală fiind nașterile premature. Un copil mai mic de un an moare la fiecare 6 ore, astfel că în fiecare an pierdem aproximativ 1500 de nou-născuți. O treime dintre aceste decese ar putea fi prevenite prin dotarea maternităților și secțiilor de nou-născuți cu echipamente medicale performante și dezvoltarea de programe suport pentru mame și copii. Până acum, Salvați Copiii România a dotat 76 de maternități din 38 de județe cu aparatură medicală performantă, asigurând astfel supraviețuirea a 31.000 de nou-născuți care au primit asistență medicală adecvată. Mortalitatea infantilă, a cărei incidență este sensibil mai mare în România față de media europeană, este strâns legată de prematuritate. În județul Suceava, rata mortalității infantile a fost 10,1 la 1000 de copii născuți vii față de 7,6 la 1000 media pe țară în 2015. În cei 6 ani de când Salvați Copiii derulează amplul program de reducere a mortalității infantile, 5 maternități din județul Suceava au fost dotate: Spitalul Municipal Câmpul Moldovenesc, Spitalul Județean de Urgență Suceava, Spitalul Municipal Vatra Dornei, Spitalul Municipal Gura Humorului și Spitalul Municipal Rădăuți, precum și cabinetul medical din Pătrăuți, cu echipamente în valoare totală de 98.000 de euro. Secțiile de nou-născuți au primit incubatoare de terapie intensivă, incubatoare de transport, ecografe, monitoare de funcții vitale, injectomate și multe altele.